casa pentru fiul meu. Vrei să fii soția mea? Da, vreau. Și a doua oară, și a zecea oară. La câteva luni după ce ne-am luat rămas bun de la familia Moldovan, a venit timpul să le facem o vizită. Hei! Bine ați venit! Bine ați venit! După poftina mai așteptam din familia Moldovan, tata la ta, trei membri. 1, 2, 3. Vă pom! Vă așteptam de mult, ne era dor de voi. Sunt foarte fericit, foarte, foarte fericit. Deci aproape că nu vin să cred, parcă e un vis. Este super să fii căsătorit, chiar recomand celor singuri să se căsătorească, că e foarte frumos, chiar îmi place. Facem mâncare, mai mult ea îmi gătește seara, ne gătește și mie și Ionuț. Știți că este o gospodină excelentă. Mai petrecem timp alături de Ionuț, mai facem diferite activități împreună, dar momentan stăm cam prost cu timpul, nu prea avem timp să stăm împreună pentru că muncim. S-au schimbat foarte multe, acum nu mai suntem doi, suntem trei. Trei, adică noi doi și Ionuț, ce credeți? Raimond și Constantin au venit în vizită la noi. O ce veste minunată! Am mai vorbit și cu Andrei și Cristina. Cu Gina. Cu Gina. Cu Laura. Laura. Simia. Eu sunt în continuare o persoană glumeață, pot să spun. Știi ce nu-mi place la tine? Fața și corpul, că rest arăți bine. Acum am devenit și puțin mai serios pentru că m-am căsătorit, m-am angajat, sunt cap de familie, bărbat la casa mea și vă dați seama, nu pot să mai mă comport exact cum mă comportam acolo. Eu vreau lângă mine un băiat serios și care să știe când să glumească și să facă oameni să râde cu el și nu de el. În rest, surprizele ne facem cam în fiecare zi. Da. Dacă eu vin de la muncă pe la teste cina, un bilețel. Un bilețel, ceva în formă de inimioară. Flori. Flori, i-am oferit și un tort când am plinit un an și o lună. Și fel de fel de surprize pe aici. Da. Vrem să le transmitem concurenților, să fie puternici, să aibă încredere în ei, să nu se ceară afară și să își trăiască povestea dragoste frumos, în liniște, fără să se certe. Și după aceea drumul în viață să fie drept și mai cu lucruri bune. Da, și îi pupăm, îi salutăm pe toți. Îi pupăm! De obicei când mă trezesc sunt așa. Sau așa. Sau așa. Ce după ce mi-am cu freza, trebuie să butonez puțin pe letos, aflu tot ce s-a mai întâmplat. Mamă, ce-a făcut așa la mireasă. Stai. Paolo, de ce se ceartă ăștia? Stai. Gata, wow, uite ce am copil frumos care se rută. Wow, așa eram și noi. Gata, a început timpul, avem 21 de secunde să spunem la mulți ani, Antenei 1. Pentru cei 21 de ani pe care îi împlinește, vrem să dăm la mulți ani și multe emisiuni frumoase de succes și să ne vedem și peste 21 de ani. Au trecut 21 de secunde, au trecut, la mulți ani. Thank you.